Atenție la ciuperci! La Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu au apărut deja primele persoane intoxicate cu ciuperci culese din pădurile din județ. Medicii atrag atenția populației să consume ciuperci doar din culturi verificate și autorizate sanitar și nu de pe marginea drumului, pentru că își pot pune viața în pericol. Sezonul ciupercilor atrage și incidente neplăcute. Potrivit medicilor, în ultimii ani, numărul intoxicațiilor cu ciuperci este în continuă creștere. Deja la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu au apărut primele cazuri. De la începutul lunii aprilie și până în prezent, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu s-au prezentat doi pacienți care consumaseră ciuperci și s-au intoxicat. Dintre cei doi pacienți, unul singur a avut nevoie de internare și a rămas câteva zile în secția de medicină internă. Principalele simptome în cazul intoxicației cu ciuperci sunt digestive. Ciupercile adunate la întâmplare sau cumpărate de la persoane particulare pot produce intoxicații grave. Simptomele care anunță intoxicația apar după câteva minute, după 3-6 ore sau chiar mai mult. Acestea constau în durere abdominale, gresuri și vărsături, transpirație abundentă, scaune diareice, paretezii sau furnicături ale extremităților, iar în condiții foarte grave, stare confuzională, halucinații, convulsii sau comă. Intoxicația cu ciuperci reprezintă urgență medicală, iar operativitatea în stabilirea diagnosticului și instituirea tratamentului pot contribui la salvarea vieții bolnavului. Intoxicația alimentară cu ciuperci otrăvitoare este o afecțiune gravă care poate duce la deces. De aceea, medicii recomandă să fie consumate doar ciupercile din centrele autorizate. Din cauza ploilor abundente, medicii avertizează că există multe mutații ale ciupercilor. Să fie consumate doar ciupercile care provin din crescătorii specializate și comercializate în magazine și de producătorii autorizați ce beneficiază de aviz sanitar. Consumatorii trebuie să fie atenți pentru că există multe mutații ale ciupercilor care, chiar dacă erau cunoscute ca bune, pot să fi suferit în timp mutații genetice și să devină periculoase pentru sănătate. Mai mult, din cauza precipitațiilor abundente, sporii ciupercilor otrăvitoare pot ajunge pe ciuperci comestibile și rămân lisipiți pe ele chiar în urma spălării. Inclusiv culegătorii care pretind că sunt buni cunoscători ai speciei ciuperci recunosc că la o atentă examinare a ciupercilor culese nu mai au siguranța că acestea sunt comestibile. Și discutăm acum despre pericolul pe care îl reprezintă ciupercile otrăvite cu medicul Adrian Marinescu, director medical al Institutului Matei Balci. Bună dimineața, domnule Marinescu, vă mulțumim! Bună dimineața, cu plăcere! Așadar, cât de periculoasă este intoxicația provocată de aceste ciuperci culese din pădure? Bine, în primul rând aș face diferența între intoxicație și toxinfecție alimentară. Intoxicația e cunoscută popular ca otrăvire. Da. Din păcate, riscul este foarte mare. În România există, din datele pe care le avem, aproximativ 50 de specii de ciuperci otrăvitoare. Din cele aproximativ 4.000 cunoscute, e foarte greu să-ți dai seama, sau nu întotdeauna e ușor, să faci o diferență. Asta e motivul pentru care sursa trebuie să fie una verificată, da? Nu luăm ciupericile de oriunde și le consumăm. Un procent important dintre cei care sunt intoxicați, din păcate, evoluează foarte rău și ajung inclusiv la deces. Te discuta și mai devreme. Poți să mergi în această intoxicație de la o simptomatologie ușoară digestivă, să continui cu hipotensiune, cu halucinații, cu complicații care realmente spun viața în pericol, adică ajungi la comă, ajungi la terapie intensivă și poate să apară și decesul. Și de multe ori, și aici e problema, intervențiile se fac cu dificultate, mai ales dacă nu reușești imediat. Da? E foarte complicat dacă ai consumat ciuperci, trece un interval de timp, apar toate aceste complicații și intervii greu, unul este mult prea târziu. Depinde, mă gândesc, de cantitatea pe care ai consumat-o. Bine, depinde în primul rând de cât este de otrăvitoare acea ciupercă, depinde de specie, depinde de cantitate și depinde, bineînțeles, și de timpul de intervenție. De asemenea, depinde dacă ciupercile, sau în cazul intoxicației, vorbim de o perioadă de incubație scurtă sau mai lungă. Aici sunt mai multe aspecte, dar e clar că cetățenul nu are de unde să știe cum e acea ciupercă, nu-și dă seama și oricum dacă e să consume, riscul tot e unul major. Deci cred că trebuie gândit la nivel de prevenție. Și prevenția înseamnă că nu voi consuma ciupercile decât dintr-un loc din care sunt sigur, da? Adică unde a fost verificarea făcută și am încredere că totul e în regulă. Există anumite măsuri pe care le putem lua acasă dacă avem câteva simptome sau imediat trebuie să sunăm la 112? Bine, acum
să ne și dăm seama, plecând de la consumul unor ciuperci care nu au fost verificate, atunci când debutul e cu o simptomatologie clară, e o urgență medicală. Și evident atunci nu e de așteptat și e de ajuns cât mai repede la serviciul de urgență sau chemat ambulanța după caz. Adică e greu să știm ce avem de făcut și să intervenim, că nu se pune problema, cum să ne dăm seama care va fi evoluția. Deci dacă avem acest istoric, deși nu ar trebui să întâmple să consumăm ciuperci fără o sursă verificată, evident că reprezintă o urgență și trebuie să ajungem cât mai repede la camera de gardă, cea mai apropiată. Domnule Marinescu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal. Mergem mai departe.